designul a invadat întreaga lume, a invadat și emisiunile noastre, până și Star Style a început să aibă accente de design. Și acum o să vorbim în mod special de lumea copiilor, o lume care cere din ce în ce diversitate, diversificarea serviciilor. Și pentru că petrecerile de copii nu mai sunt evenimente obișnuite, sunt evenimente din ce în ce mai speciale, aproape și aici părinții își arată forțele. Dar oamenii despre care vorbesc eu acum și pe care i-am invitat sunt altfel decât această lume, iar asociația pe care eu o reprezint, Asociația Bucuria Copiilor, Bucuria Noastră, se gândește mai mult la suflet, mai mult la lucrurile care ne bucură sufletul și care fac din zâmbetul copiilor un zâmbet cu totul și cu totul fericit. Această prințesă care este vedeta reportajului nostru este o creație care durează mai mult de 4 ore. Este creația lui Luci și Marian, care au fost invitați la alte emisiuni, făcând lucruri de animație cu totul ieșite din comun. M-au ajutat să facem un reportaj și un shopping special în revista Căminul, pe care l-ați văzut reeditat în video la emisiunea Căminul de 5 stele. De data aceasta noi ne pregătim pentru 1 iunie, ne pregătim pentru sărbătorile de Paște, când lucrurile devin mult, mult mai complicate. Această prințesă este un exemplu de design și decorație din baloane, după o idee care le-a venit unor designer de la Shanghai. Ei vând un astfel de obiect cu 1000 de lire și sunt adevărate spectacole animate realizarea acestor obiecte. Hai să vedem exact această prințesă, care nu știu câte baloane au încăput în ea ca să devină atât de spectaculoasă. Cum ați gândit-o? Ați desenat-o întâi? V-ați pregătit baloanele, culorile și pe urmă să vedem kitul în care este ea introdusă. Da, cred că ar trebui să lăsăm numărul baloanelor ca la un concurs. Poate cineva ghicește cam câte baloane intră. Într-adevăr, designul a durat, este un concept mai nou, de fapt este primul de acest gen din țară. Culorile, bineînțeles, și materiale, baloanele fiind mai speciale, sidefate, ca să dea o altă nuanță, altă culoare prințesei. Și ce să spunem, multă muncă, mai ales la înșurubare, twisting. Cât trebuie să alergați voi ca să țineți pasul cu lumea asta a copiilor care au o imaginație debordantă? Văd în filme foarte multe lucruri, au acces la internet, își doresc lucruri speciale, adică nu mai poți. Înainte, când vedeam persoane care făceau face painting sau baloane la petrecerile de copii, erau realizări extrem de simple, erau foarte vesele și imitau personaje care nu necesitau atât de multă muncă și atât de multă complexitate. Și iată că ați ajuns să elaborați astfel de proiecte, care bineînțeles nu le poate avea orice copil, că dacă mergeți la o petrecere care durează 2-3 ore și realizarea unei astfel de opere durează 4 ore, nu puteți să mulțumiți toți copiii. Poate să fie, hai să zicem, vedeta, sărbătoritul, care poate să fie eventual chiar reprodus într-un fel sau altul, prin trăsături, prin culori, prin îmbrăcăminte, într-o vedetă făcută din baloane. Da, într-adevăr, pentru petreceri avem alt tip de costumație, mai simplă, dar reprezentativă. În schimb, aceste modele se lucrează acasă, dinainte și cu strângere de inimă că trebuie să ajungă întregi acolo unde trebuie, la spectacol sau eveniment. Știu
știu că tu ai făcut arte plastice și ați mers împreună și cu Roxana la foarte multe evenimente și în afara Bucureștiului. Hai să vedem care este reacția celor care vă văd la kitul de spectacole, pentru că acest obiect face parte din viitoarele colecții, să zicem. Asta a fost o premieră pentru emisiunea noastră și pentru acest loc unde lumea vine să se înfrumusețeze și să facă cadouri speciale. Care este percepția publicului asupra acestor acte ieșite din comun pe care voi le faceți pentru copii și pentru bucuria lor? Bineînțeles, fiind un lucru nou, oamenii au o reacție destul de ciudată, sunt uimiți de lucrătură și, într-adevăr, detaliul e foarte important la un lucru de acest gen. Și culoarea și tot ceea ce înseamnă inedit în materie de design. La petrecerile pentru copii, lucrurile de genul ăsta devin foarte, foarte importante atunci când ne jucăm cu ei. Putem transforma o lucrătură din balon într-o navă spațială, într-o corabie fantastică și deja petrecerea capătă altă nuanță. Hai să ne gândim acum la vara care ne așteaptă și la copiii care vor, așa cum începusem noi să vorbim la începutul reportajului, lucruri din ce în ce mai speciale. Un spectacol pentru copii, ca să dăruiești un spectacol care să însemne și educație, și distracție, care să cuprindă și vârstele mai mari, cam ce ar trebui să conțină? În primul rând, într-adevăr, un decor adecvat, o tematică respectivă, muzică, dans, jocuri interactive, în funcție de vârsta copiilor, scenete de teatru și, bineînțeles, pictura care acum este la modă, modelajul din baloane și multă dăruire, multă veselie și distracție, bineînțeles. Abia aștept să facem împreună un spectacol și să dăruim celor din jur bucuria și imaginația de care au nevoie, pentru că monopolul filmelor de desene animate și a personajelor foarte, foarte luptători, eu zic că domină prea mult prezentul nostru și ar trebui să aducem copiii înapoi în aer liber, la mișcare, să tragem de sfor, să dansăm, să explodăm, efectiv. Și pentru că sper acest obiect să nu explodeze foarte repede, să mai ne însoțească câteva zile să ne bucurăm de el. Și vă baftă în tot ce faceți! Vă mulțumim din suflet!